Salutare, bine v-am regăsit! Ne reîntâlnim pentru a lucra împreună un scurt proiect. Practic este mai mult un truc pe care am să vi-l arăt. L-am văzut și eu undeva pe internet, pe Instagram și am zis că este momentul să vi-l arăt și să-l împărtășesc și cu dumneavoastră, pentru că așa îmi place mie de fiecare dată când învăț ceva nou să dau mai departe și altora. Așadar, avem nevoie pentru demonstrația de astăzi, care este de fapt un nou truc de a monta ochiurile de lanț pentru un proiect. Noi montăm ochiurile în stil clasic, după cum bine știți. Așadar, avem nevoie de fir și croșetă. Eu am luat aici un fir mai grosuț pentru a se vedea mai bine la dumneavoastră. Este vorba despre o combinație de bumbac și acril. Nu este firul Alize Cotton Gold, este unul puțin mai gros, dar cu aceeași combinație de bumbac și acril ca și Alize Cotton Gold. Am aici o croșetă de numărul 4, cu ea voi lucra și haideți pentru început facem bucla de început, da? Fiecare în modul în care obișnuiește. Și vom face câteva ochiuri de lanț în mod clasic, da? Iată așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Iau jeteu și merg 1, 2, 3 în al patrulea ochi de lângă croșetă și voi face un picioruș dublu. Puteți face absolut orice tip de picioruș. Eu încerc acum cu piciorușe duble pentru că vreau să vă arăt cealaltă modalitate. Acum este cea clasică pe care o știe toată lumea, dar eu vreau să fac diferența între una și cealaltă, da? Bun. Aici este tehnica pe care o folosim noi la montarea ochiurilor de lanț și începerea primului rând de zeci și sute de ani de când s-a inventat croșetatul, da? Iată așa. Merg până la final cu ochiuri de lanț. Cu piciorușe, merg până la final cu piciorușe duble în ochiurile de lanț. Pardon, mă scuzați. Lucrăm și aici, în ultimul, un picioruș dublu. Da? Și cam așa arată ochiurile de lanț și primul rând de început. Da? Iată. Așa. Bun. Fac un ochi de lanț aici, îmi tai ața. Bun, bun, bun. Și deci pe acesta îl lăsăm la o parte că îl știe a face toată lumea, da? Bun. Acum facem cea de-a doua modalitate, modalitatea nouă, practic, da? Din nou, rotim firul după deget, facem aici o buclă, da? Răsucim, intrăm cu croșeta, strângem și am făcut prima buclă de început, da? Acum îmi dau jos firul după deget și îl iau pe aici prin față, da? Deci trebuie să am firul trecut așa, vedeți? Îmi întorc degetul în modul acesta, iar din spate vin cu croșeta și aduc firul pe croșetă, da? Ochiul acesta care s-a format, vedeți? Țin bine aici cu degetul și lucrez un picioruș scurt, cum ar veni. Deci, prin cele două bucle, trec cu o buclă, da? Am făcut, iată așa, mai departe. Din nou, iau firul așa, vin de aici din spate, am adus la aceeași, pe croșetă, cam la aceeași dimensiune să fie, aveți grijă. Tragem și le-am lucrat împreună. Din nou. Vedeți? Firul, așa, intru de aici din spate, aduc firul, țin aici jos și lucrez un picioruș. Trecând practic prin cele două, da? Am din nou firul aici, trag așa, deci așa, intru din spate,
trag și lucrez prin cele două. Și iată, îmi rămâne așa aici, vedeți? Vin ochiurile ca și când am monta ochiuri la Andreea, pe Andrele, în tehnica ochiuri duble, da? Așa îmi vin ochiurile, practic, se dublează aici ochiurile mele. Deci vin cu firul așa, iau de aici din spate, am adus. Țin și lucrez ambele ochiuri împreună. Iau firul, lucrez. Deci așa avem în mod obișnuit firul, așa îl luăm acum, așa. Dacă obișnuiți să țineți direct firul așa, că sunt și persoane care obișnuiesc să țină direct firul așa pe deget, atunci cu atât mai bine. Doar faceți mișcarea aceasta și luați bucla din spate, da? Și iată, mai lucrăm aici un ochi. Bun. Haideți să mai facem. Mai facem 1, 2 și după aceea vă explic și cum lucrăm am mai făcut, da? Bun, haideți să ne înălțăm cu 1, 2 ochiuri de lanț în mod obișnuit de data aceasta, da? Facem 2 ochiuri de lanț în mod obișnuit, întoarcem lucrul, deci aceasta ne este fața lucrului nostru, iar noi acum întoarcem. Am făcut ochiurile de lanț, putem scoate și croșeta dacă vreți, dacă nu puteți doar să răsuciți. Luăm aici un jeteu și din primul ochi de aici, vedeți? De aici de pe spate vom lucra un picioruș dublu sau dublu redus sau scurt, ce își dorește fiecare. Mergem în următoarea buclă aici și lucrăm din nou. Un picioruș dublu lucrez eu. Deci mergem pe fiecare buclă, da? Iată așa, am lucrat în ochiul acesta. Acum urmează acesta, da? Iau și, ups, deci iau jeteu, lucrez ochiul acesta, trec prin primele două și prin următoarele două. Jeteu. Trec prin primele două, prin următoarele două. Intru aici jos, jeteu, trec prin primele două, prin următoarele două. Și fac picioruș dublu până la final, când vă voi arăta partea de jos, care vă va plăcea cu siguranță. Ups. Am atins și am mișcat puțin, cred, camera. Da? Am lucrat până la final. Și iată, dragilor, cum arată aici partea de jos. Vedeți cât de frumos arată în comparație cu cea simplă. Iată, aceasta este de fapt diferența. Sper că se vede foarte bine diferența. Vedeți că aici avem o margine extrem, extrem de frumoasă și de plăcută. Iar aici avem marginea clasică pe care o avem noi la fiecare început de proiect, da? Dacă vă place noua mea tehnică, o puteți folosi în absolut orice proiect vă doriți dumneavoastră. Vedeți, ea rămâne foarte frumoasă pe ambele părți. Aceasta este partea mea de față a lucrului și uitați ce mărginuță frumoasă am obținut aici. Sper din tot sufletul să vă placă și să o încercați. Eu vă voi face un pic și pe un fir mai deschis în cazul în care nu s-a văzut. Nu știu cum am eu contrast bun aici pe acest bej, dar voi încerca un pic și cu fir mai deschis, da? Haideți să vedem și așa. Deci, răsucim bucla. Bun. Și începem să lucrăm piciorușe duble, ochiuri de lanț. Deci, eu vă voi demonstra puțin și pe un fir mult mai deschis, este fix același fir cu aceeași grosime, cu aceeași textură, da? Luăm după deget, facem bucla,
Iată, așa, o răsucim și avem una pe croșetă, da? Acum scot, iau firul prin fața degetului, dau degetul puțin la forma aceasta, da? Și vin de aici din spate și aduc ochiul. Iau firul în mod obișnuit pe deget din nou și iau croșeta și trec prin ambele, da? Din nou, iau firul din partea aceasta, deci firul să-mi rămână deasupra degetului, da? Vin de aici, din spate și am făcut din nou un ochi pe croșetă. Am două la acest moment, iau jeteu și le închid împreună, da? Din nou. Da? Acum vedeți și dumneavoastră pe care se vede mai bine, da? Pe care culoare se vede mai bine, că pe asta deschisă, că pe cea mai închisă, de undeva sper să reușiți să înțelegeți tehnica, da? Deci. Bun, am lucrat, da? Fac acum unul sau chiar două ochiuri de lanț și mă întorc și lucrez de aici, da? Acum, haideți să lucrăm picioruș dublu redus, de exemplu. Iată. Deci iau jeteu, intru în spațiu, trag un jeteu, am trei pe croșetă, le închid împreună. Am jeteu, intru în spațiu, am trei pe croșetă, le închid împreună. Iau jeteu, intru un ochi în spațiul acesta și le închid împreună. Iau jeteu, intru în ochi, le închid împreună pe toate trei, da? Și iată cam așa arată și piciorușul scurt pe această nouă tehnică de montare a ochiurilor de lanț. Deci, așa, da? Vedeți? Iată așa arată aici în partea de jos. Uitați cât este de frumos. Iată, aceasta este diferența. Deci acestea două sunt lucrate cu noua tehnică de montare a ochiurilor, iar aceasta este tehnica clasică de montare a ochiurilor, da? Vedeți, aceasta este diferența. Sper să vă placă, sper din tot sufletul să vă placă noua modalitate. Mie îmi place foarte mult, o voi folosi de acum în proiectele mele. Vă mulțumesc tare, tare mult pentru vizualizare și pentru tot ceea ce faceți pentru a susține acest canal. Vă sunt recunoscătoare chiar, mă înclin și vă respect. Vă doresc mult spor în toate și multă sănătate. O zi frumoasă și la revedere, dragii mei!